Alexandru Lăpușneanul, de Costache Negruții. Personaje: Alexandru Lăpușneanul, doamna Ruxanda, soția sa, mitropolitul Teofan, vornicul Moțoc, postelnicul Veveriță, spătarul Spancioc și tânărul Stroici. Capitolul 1. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Novela debutează cu momentul în care Alexandru Lăpușneanul vine de la Constantinopol în Moldova pe la Tecuci pentru a-și recupera tronul pe care îl pierduse din pricina intriganților, detronându-l pe Ștefan Tomșa. Pentru a fi sigur de izbândă, vine însoțit de 7.000 de spahii și vreo 3.000 oase de strânsură. Însă, pe lângă acestea, avea promisiuni de la hanul tătarilor Nogai că îi va da oricât ajutor de oaste va cere. Lăpușneanu-i se întâmpinat de vornicul Moțoc, postelnicul Veveriță, spătarul Spancioc și tânărul Stroici. Aceștia îl anunță că nu este dorit nici de popor, nici de boieri. Imediat vine și răspunsul prompt al domnitorului, care nu se lasă înduplecat. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Afirmație ce se regăsește și în motto la primul capitol. Printre acești boieri se află și vicleanul Moțoc, cel care vânduse pe Lăpușneanu la prima sa domnie. Bun cunoscător al firii omenești, Lăpușneanu nu se lasă înșelat de vorbele acestuia, spunând-i fățiș că lupul schimbă părul, dar năravul ba. Lăpușneanu recunoaște că nu-și va păta sabia cu sângele lui Moțoc, care sub orice formă încearcă să fie de partea celui victorios, astfel că domnitorul îl va păstra pe lângă sine, considerând că va fi la un moment dat trebuincios. Capitolul al doilea. Ai să dai seamă, doamnă. Tomșa, aflând de reîntoarcerea lui Lăpușneanu, care dobândise și sprijinul porții, fuge din țară, Lăpușneanu urcând din nou pe scaunul Moldovei. Devenind domnitor, poporul spera la o viață mai bună cu el, neapucând să-l cunoască prea bine la prima sa domnie, ce fusese foarte scurtă. Pentru a stârpi orice cuib de al intriganților, dădu foc la toate cetățile Moldovei, în afară de Hotin, zidită de el. De asemenea, lua toate averile boierilor sub tot felul de pretexte, omorându-i la cea mai mică greșeală dregătorească. Acesta se căsătorise cu Ruxanda, fiica lui Petru Rareș, întrucât poporul avea un respect deosebit față de tatăl fetei, așadar nunta avea scopuri politice. Într-o zi, Ruxanda este întâmpinată de către văduva unui boier, rămasă cu 5 copii pe drumuri, care îi spune: Ai să dai seamă, doamnă, cu referire la faptele mârșave ale soțului ei. Aceasta se sperie și îl roagă pe Lăpușneanu să nu mai ucidă pe nimeni. El îi promite că va respecta înțelegerea, nu înainte însă de a-i da un leac de frică. În acest sens, pregătește un mare ospăț la palat, pe motiv că dorește o împăcare cu împricinații. Capitolul al treilea. Capul lui Moțoc vrem. Lăpușneanu își face apariția, îmbrăcat cu toată pompa domnească, la catedrală, unde se găseau moaștele Sfântului Ioan cel Nou. Urcă în amvon pentru a ține un discurs, nu înainte de a se ruga la moaștele Sfântului. Se spune că în acel moment moaștele Sfântului ar fi tresărit. În predica sa, invită pe boieri la ospăț, pe motivul că dorește o împăcare cu ei. Singurii care nu pun niciun preț pe vorbele lui sunt Spancioc și Stroici, cei doi boieri care întâmplător se aflau în biserică. După ce boierii, împreună cu slujitorii lor, intră în palat, se blochează ușile. Când toți boierii se aflau la masă, pe la spatele lor sunt loviți de spahii, săvârșindu-se un adevărat măcel. Singurul boier salvat este Moțoc, care, văzând teribila scenă, se înfioară. Doar domnitorul râde, nepăsător la suferințele acestora. Poporul, aflând de cele petrecute la palat, se înființează în fața porții, neștiind ce să ceară, atunci când un trimis al domnitorului îi întreabă. Dar după un scurt timp, amintindu-și de vornicul Moțoc, care îi lăsa aproape fără niciun venit datorită impozitelor și birilor imense, strigă în cor, tot mai pronunțat: Capul lui Moțoc vrem. Domnitorul ascultă glasul mulțimii, răzbunându-se astfel pe cel care l-a trădat la prima domnie. Rămas singur în sala de mese, domnitorul construiește o piramidă de capete, de 47 de capete, așezându-le cu meticulozitate după neam și rang, în vârf punând capul unui mare logofăt. Acesta o cheamă pe soția sa, care în tot acest timp rămăsese în camera alăturată rugându-se la icoane, pentru a vedea leacul de frică promis. Lăpușneanu o cheamă pe aceasta, iar la vederea teribilei scene, ea leșină. Capitolul al patrulea. De mă voi scula, prea mulți am să popesc și eu. Neputând renunța la dorul său de a vedea suferințe omenești, Lăpușneanu își respectă cuvântul dat și nu mai omoară pe nimeni, dar în schimb, atunci când boierii greșeau, le ciuntea câte o mână, le tăia nasul și alte asemenea.
Bolnăvindu-se grav, este dus la cetatea Hotinului pentru îngrijiri. El a lăsat vorbă că, dacă îl vor vedea pe patul de moarte, să-l călugărească, lucru care se va și întâmpla, punându-i numele de Paisie. După un timp îndelungat, își revine și, văzându-se îmbrăcat în haine de călugăr, începe să-și amenințe cu moartea soția și copilul, afirmând: „De mă voi scula, pre mulți am să vopesc și eu.” Înspăimântați, cei din jur îl otrăvesc. Cei care profită de moment pentru a-l vedea suferind sunt Spancioc și Stroici, singurii care rămân cu el în ultimele sale minute de viață, iar soția sa și mitropolitul Teofan fac toate cele necesare pentru pregătirea înscăunării noului domn. Trupul său a fost înmormântat la mănăstirea Slatina, zidită de el. Sfârșit.